Bună dimineața, dragilor, și bine v-am găsit! Iată că am reușit să ajung în cele din urmă și pe Dunăre. Azi voi pescui la Avat. Nu am foarte mult timp la dispoziție pentru că sunt în zona Giurgiu, pe plaja Goștinu, și cu siguranță în două ore jumate vor începe să apară oamenii la plajă și la scăldat. Lucru pe care îl voi face și eu în finalul partidei, așa că haideți să pescuim și să nu mai pierdem timpul. Imediat și soarele, după cum se vede în spatele meu, își face apariția și sper să avem o zi frumoasă. Hai, fir întins! Voi folosi o lansetă light de 3-14 grame de la Fox Rage, un T-Pro Twitchen Jig, fir textil, și ca nălucă voi folosi un spinner tail. Văd că e plin de baboi mari. Sare baboiul. Deocamdată nu văd atacuri de avat, dar sper să le simt mai degrabă în băț decât să le văd. Am la mine și câteva woblere speciale de avat de la Salmo, e vorba de modelul Trill, de 6 cm. Am zis să iau niște năluci mai mici și să încerc să prind orice dimensiune de avat. M-aș bucura să prind orice dimensiune de avat, pentru că oricum îl eliberez, mă interesează doar să prind și să mă distrez, bineînțeles, în același timp. Vedem dacă stă avatul pe aici. Deocamdată n-am văzut să-și facă simțită prezența, adică n-am văzut atacuri pe suprafața apei. Da. Iată ce frumos a răsărit și soarele. Superb, superb. Ia că am luat unul mic. Am luat unul mic. Vai, ce mic e. E. Ce a fost mic? Ia uitați. Oho, acolo a fost un avat mai mare care a atacat. Ce avat mic. Să le liberăm. Stai, dragă. Stai că îți dau drumul. Ia, du-te. S-a dus. Și primul avat, nu cred că avea mai mult de 15 cm. Poate nici atât. Da, așa cum am zis, chiar nu contează mărimea. Nu mă interesează mărimea. Mă interesează specia. Deci, practic, primul target a fost atins. Am reușit să prind un avat. Bine, un pui de avat, da. Ce să mai are cap, are coadă, e avat. Sar baboi în mare aici, înseamnă că au început avații să se hrănească. Ia uite, aia da săritura. Am montat și un streamer pe fir. Să vedem dacă reușesc să-l activez așa, iar la capăt am un spinner tail. Am să încerc și un wobbler acum.
Salmotril, 6 cm. O culoare care seamănă foarte bine cu un oblete. Hai să vedem. Ceasul este 7:15. Din păcate a trecut cam o oră și jumătate de când m-am apucat să pescuiesc și n-am reușit să prind decât un avat micrometric, să zic așa, un pui de avat. Adevărul e că nici nu am văzut multe atacuri. Am schimbat locul la Goștinu, n-am reușit să fac mare lucru. Am zis, dacă tot sunt în zonă, să încerc și aici, în apropierea podului Prieteniei. Văd că sunt o grămadă de pescari la staționar. Încercăm. Da, aici pare a fi mai multă activitate decât la Goștin. Să vedem dacă se confirmă și în lanseta noastră treaba. Mamă, ce sare! De atacuri, foarte frumos, spectaculos, dar din păcate îmi atacă și nălucile. Aici pare a fi un prag, am să rămân aici. Încerc să dau în zona aceasta. Încerc iar pe wobbler. Să vedem dacă îi place wobbler. Mamă! Bă, ăștia la 3 kg. Uite așa era. Și negru pe spate. Ha? Hai de capul. Aia care vin la mal sunt deja vin să se atace, știi? Au baboi în ăsta o grămadă. M-a și speriat ăla aici. Poate-i face cu ochii vreun wobbler, vreun ceva. Mănâncă numai baboi, numai baboi. Mănânce și el un plastic ăsta de-al nostru, ceva, un lemn, un fier. Ia uite-l, pac, a venit, ia uite, altul, bă, au fost doi,
și se duc înapoi în larg. Nu, ăștia dacă dai aici unde pleznesc ei, nu-i prinzi. Ei urcă pe apă mică. Exact. Trebuie să dai acolo, mai larg, de unde vin ei. Deci eu am văzut pe amândoi cum au venit. Ăștia erau mai mici, nu erau așa mari. Aici, ia uite, haide că... Aici dacă nu ești tare de nervi, te îmbolnăvești. Te îmbolnăvești. Te lași de pescuit aici. O grămadă de baboi are ce mânca. Baboi mici și rău. Cam greu în perioada asta cu pescuitul. E bine, cred că am să mă las pe gubaș pentru că deja mă doare mâna de nu mai pot. Am dat din mână de am înnebunit. Avatul a sărit într-una în jurul meu să mă stropească, să-mi facă în ciudă și n-am reușit să păcălesc niciun ava frumos. Asta este. Până data viitoare, ia uitați, tocmai ce v-am spus, ia uite, uite, nu știu dacă se vede, ia se vede, vrea, se întoarce după năluca mea, nu se întoarce. Sunt bucăți frumoase la 2 kg, 2 kg jumate din câte văd, dar din păcate nu pun cura, asta este. Voi, ce soluție aveți în astfel de momente? Cum reușiți să păcăliți avatul? Aștept comentarii din partea voastră în secțiunea de comentarii, un like dacă v-a plăcut materialul și ce să mai? Să ne vedem sănătoși pe apă la pescuit, fir întins și poate data viitoare am să prind și un avat frumos. Hai, mai bine, ceau!